Care era relația între Igor Dodon și Vlad Plahotiuc în acea perioadă? Dorin, relația lor este, vă dați seama, nu doar... Pentru că acum vedem acest ping-pong. Care ping-pong? Ei pronunță numele lui Plahotniuc, jumătate din fracțiunea lui Dodon, prima dată au pronunțat numele lui Plahotniuc în ultimele 3-4 luni. Ei doar ședeau ca motani în Parlament și motanul principal era președinte de țară Dodon. I-ați auzit să pronunță vreodată cuvântul landrumat. E doar oligarhi, nu vă jucați cu focul, nu vă jucați cu Sfântul Duh, adică era o mimare totală. Și eu cred că relația între ei și ce avea Plahotniuc cu Dodon este, a fost exprimat în acel video renumit, nu în ăsta cu Culiocu, care l-a văzut, în ăla unii Plahotniuc merge prin Parlament și ăsta scoală parcă erau A încercat. I s-a spus să stea pe loc. Nu, înțeles. Adică vreau să ridici în picioarele lui cum scoală un soldat în fața la un general, înțelegi? Și acolo era clar tot.